evoluția este o maladie, o boală care se răspândește și depinde de noi să o identificăm cât mai rapid pentru a fi tratată. Corupția este un fenomen donator în societate care, de fapt, tentează oamenii la anumite comportamente ilegale și atunci când ești corupt nu te simți liber. O spune că este o boală, dar totuși care vizează mai mult educația a întregii societăți, deoarece nu putem spune că corupția este doar într-un oarecare domeniu. Este o boală a societății și doar prin evoluție și prin muncă am putea trece de această boală, am putea o remedia, să spunem așa. O ilegalitate care contravine cu drepturile și libertățile dintr-o societate. Aici am avut prezente anumite instituții care luptă contra corupției din Republica Moldova, reprezentanți de la CNA, de la Procuratură, dar și de la o organizație non-guvernamentală și toți au vorbit despre aceeași problemă, dar din diferite perspective, din perspectiva fiecărei instituții. Întotdeauna trebuie să învățăm câte ceva și cred că adolescenții pe care am întâlnit aici, colegii mei, sunt niște oameni foarte inspirați, adică știu cum să abordeze o problemă și cred că aș putea și eu să preiau aceleași metode ca și ei și de ce nu să punem în comun cunoștințele pe care le avem cu toții. Este foarte interesant, am învățat foarte multe lucruri, am văzut oameni noi, am învățat să transmit unele mesaje, am învățat multe despre fenomenul corupției, am avut ocazia să întâlnesc funcționari, ofițeri, procurori care la fel ne-au transmis foarte mult lucruri interesante care vor fi folositoare și pentru viitoarea mea carieră. Am apreciat din start că cei 20 din Basarabia cu cei 10 din România au funcționat ca un mecanism cu roțile dințate, un mecanism a unui ceas elvețian. Mi-au plăcut că imediat s-au pus pe aceeași frecvență și au găsit vibrațiile comune și au rezonat împreună la ceea ce povesteam atât eu cât și colegul meu de la CNA. Întotdeauna schimbul de idei între tineri a adus progres. De aceea noi considerăm că tinerii sunt promotorii ideilor anticorupție și a politicilor ce vor veni. Centrul Național Anticorupție are o experiență mai vastă în organizarea taberilor de vară anticorupție, dar în formatul dat este pentru prima dată, deoarece anterior am avut tabere organizate împreună cu elevi și tineri din Ucraina, cu elevi și tineri din România este pentru prima dată. Noi înțelegem că schimbarea percepției, schimbarea mentalității este importantă să o facem cât mai devreme. Și tinerii sunt acel target țintă care într-adevăr acest mesaj ajunge și tot ei sunt cei care pot transmite mai departe. Ei sunt generația care urmează să ne schimbe pe noi și să vină cu acel mesaj, spune nu corupției sau fi integru pe parcursul întregii vieți. Am fost implicați să ne spunem părerea, am fost întrebați despre opinia noastră, ce credem noi și cum afectează corupția, care sunt efectele pe termen lung, pe termen scurt și asta îmi place că am fost implicați și a fost totul foarte interactiv. Am aplicat deoarece mi-era interesant să aflu unele noi tehnici de combatere a corupției, să spunem așa, și cum ar lucra în acest domeniu Republica Moldova și România, care ar fi diferențele între aceste două țări, ce am putea prelua noi de la ei și ei de la noi, desigur. Aș spune că corupția este oriunde și nu pot spune că este o diferență mare în Republica Moldova sau în România, deoarece este și acolo și acolo și în multe state, dar tehnicile de combatere sunt aproximativ aceleași. Deci avem și noi foarte mult și ei au foarte mult, deoarece este o problemă majoră pentru toate statele și nu este așa ușor de a o combate la zero deodată.